Este superb. Suntem la Măgureni, comuna Măgureni, județul Prahova. Dacă acum 2 săptămâni eram în județul Bistrița Năsăud, uitați-vă minunățile din acest minunat județ și mai ales din această minunată comună care este condusă de Gigi Iordache, care este prietenul meu și nu întâmplător spun prietenul meu, pentru că este un om gospodar, este un om devotat. Suntem aici într-o zonă mirifică, este Valea Ruda. Și o să vă spună, domnul primar, mai multe. Cum a încercat să se gândească și să îi facă pe cei care sunt de la Ploiești, de la Câmpina, de la București, de ce nu, în drumul lor spre Sinaia, să poposească aici și să stea la un mic, la o bere, în jurul unui grătar bine amenajat, astfel încât pădurea să fie protejată. Pentru că ce ne dorim noi toți românii? Să trăim într-o țară curată, să trăim sănătos, să avem un nivel de trai bun și ridicat și să iubim în continuare minunețile noastre. Suntem, în apropierea noastră este Provița și uitați-vă pădurea, pică pe noi. Zona este minunată. Gigi, cum ai crezut tu că e bine pentru cei care locuiesc aici în județul Prahova și nu numai? Bucureștenii care ar trebui să oprească număr mai mare aici în zona aceasta pe weekend și cu o rulotă, nu? Cu ceva după ei, cu cortul. Pentru că au toate condițiile create de tine și de Consiliul Local. Da, zona asta este de tradiție pentru locuitorii comunei Măgureni. Încă de mulți ani îi vin aici, găsesc liniște, găsesc cadrul natural perfect pentru recreere. Prin modernizarea drumului de pe Valea Rudea, care e amplasat în zona, într-o o parcelă de domeniu privat al comunei, împrejmuită de două păduri frumoase, care au ocolului silnic Câmpina și are ocolului silnic privat Migă, Bin. Am s-o coiectit de cuvință să facem ceva pentru petrecerea cât mai plăcută a timpului, pentru relaxare, pentru a beneficia de frumusețile astea pe care le vedem cu toții. Și în ultimii ani, această zonă se adresează cât mai multor concetățeni, dar ai noștri vin din toate regiunile țării, cu rulote, e o zonă de picnic nemaipomenit de propice pentru turiștii, din, nu numai din zona Prahova, din București, vin foarte mulți. Știu că ați organizat și festivaluri aici, ați organizat diverse tabere. Da, în anii am sărbătorit ziua comune, au fost festivaluri de muzică. Și acum pe weekend ați avut ceva. Da. Chiar weekendul trecut am avut o competiție de orientare sportivă și a fost prima ediție a Cupei Măgureni la această ediție în care primăria a fost partener. Au participat chiar pentru prima dată câțiva copii din Măgureni care au fost încântați și ei și părinții chiar pentru participarea la competiția asta. Sunt diferite trasee de parcurs pe aici prin pădure, există o zonă frumoasă la râpa Pomorii. Aveți un traseu, am văzut, da, și bine, eu trasee, care sunt de-a locului și de acasei, știu mai multe amănunte, dar să le dăm celor care nu cunosc zona și să fie tentat să vină aici la Măgureni, în județul Prahova. Și uitați-vă, aveți grătarele pregătite, aveți măsuțele pregătite, da. Taxa este minimală, aprobată de Consiliul Local, da? Cei care poposesc cu rulotele și, bineînțeles, de fiecare dată poezia locală și cei de la care e în primărie vin strâng să nu cumva să fie mizerie și a doua zi să fie o nenorocire. Dar aveți totuși noroc de oameni civilizați, pentru că românii în general, sunt iubitori de natură sunt oameni gospodari, oameni curați, așa cum sunt toți măgurenarii și cum sunt toți prahovenii și cum suntem noi toți românii. Eu iubesc județul Prahova, iubesc România. Și o să ne mai vedem, Gigi, că doar vin acum o groază de zile, zilele Măgureniului în curând de octombrie. Mulțumesc mult!